Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta vorbim despre modul în care Samsung înțelege să încetinească anumite telefoane pe care le deține în portofoliu cu ajutorul update-urilor de soft. Subiectul este unul recent, dacă sunteți pasionați de tehnologie, mai mult ca siguranță ați citit deja pe internet despre modul în care cei de la Samsung și cei de la Apple au fost prinși cu update-uri de soft care încetinesc terminalele, hai să spunem, mai puțin high-end din portofoliul lor sau mai puțin noi, ca să zicem așa. Adică modele mai vechi. Știrea este relativ nouă, de vreo 3 săptămâni, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Scandalul a izbucnit prin Italia, unde o asociație care se ocupă de drepturile consumatorilor sau ceva de genul ăsta, i-a prins pe cei de la Samsung și pe cei de la Apple făcând matrapazlăcuri, ca să zicem, de genul ăsta, menite a forța utilizatorii produselor respective să meargă în magazin să-și facă un upgrade sau un update la un produs mai nou, mai puternic, mai bun, mai la zi. Utilizez Xcover 4, pentru că despre asta este vorba, de o săptămână și asta din cauza că cei de la Orange România încă n-au înțeles că trebuie să-și respecte obligațiile și să-mi trimită Mate 20 Pro pe care l-am comandat. Drept urmare, pentru că îl folosesc de o săptămână și o zi, pe la mijlocul săptămânii trecute am primit update-ul de soft care aduce acest telefon la varianta Android 8.1 Oreo. Și odată cu instalarea acestui update am început să am probleme foarte mari în utilizarea acestui terminal. Probleme foarte mari pe partea de lag, absolut uluitoare, în special pe aplicația de telefon, mai ales în momentul în care doresc să apelez pe cineva. Din momentul în care atingi display-ul pentru funcția de apelare, durează aproximativ 2 secunde până intre efectiv în apelare și până când efectiv telefonul începe să sune. De asemenea, lag foarte mare printre aplicații, în special când ieși dintr-o aplicație și intri într-alta. Și lucrul cel mai grav cu care m-am confruntat a fost faptul că lumea mă suna și mie telefonul nu-mi suna, deși era deschis în fața mea, sub ochii mei, având semnal full, fiind în acoperire, în arie de acoperire full, iar telefonul nu suna și lumea îmi trimitea mesaje ulterior pe WhatsApp sau pe Messenger, mai știu eu, să-mi zică că de ce am telefonul închis. Rețineți telefonul fiind deschis. Singura metodă de a remedia această problemă fiind stingerea și repornirea telefonului ulterior. În momentul în care telefonul mergea câteva ore, după care iarăși începea să repete figura. Efectiv, mă suna lumea și mie nu-mi suna telefonul. Repet, deși telefonul nu mi-afișa că am semnal full, sunt în acoperire. Interlocutorilor mei, ca să zic așa, care încercau să dea de mine, le spunea că nu mă aflu în area de acoperire sau că telefonul este închis. Probleme deosebit de grave, zic eu din punctul ăsta de vedere. Și de asemenea, probleme foarte grave pe parte de notificări, unde ratez foarte multe notificări de foarte multe ori foarte importante, din motive necunoscute. Versiunea este Android 8.1, Samsung Experience 9.5, a fost un update de 974 de mega ca și dimensiune. Și dacă sunteți posesor de Samsung Galaxy Xcover 4, eu unul personal vă recomand să nu faceți acest update, să așteptați un update ulterior care să conțină patch-urile, care să elimine bug-urile. Patch-ul de securitate este 1 august 2018 cu această versiune de Android și recomandarea mea este mai bine rămâneți pe varianta de Android 7.0 Nougat, pentru că deși telefonul nu este unul hiperperformant, nici din punct de vedere al procesării, nici din punct de vedere al memoriei RAM sau al memoriei interne și așa mai departe, cu toate acestea pe Android 7.0 Nougat se mișca mai bine, mult mai bine. RAM managementul era mai bun pe 7.0 Nougat cu ceea ce venea din fabrică, adică decât este pe acest 8.1 Android Oreo pe care îl are acum. Mie prin această experiență pe care o am cu acest update de soft, mi s-a confirmat că acele știri din mediul online nu au fost doar simple povești,
pentru că pur și simplu le trăiesc pe propria mea piele utilizând acest terminal de o săptămână și puțin. Din păcate, uneori astfel de lucruri sunt adevărate și din păcate eu nu pot să fiu de acord ca și consumator care plătește pentru produsele respective, deci implicit pentru experiența pe care producătorul mi-o promite ca și utilizator. Eu nu pot să fiu de acord cu astfel de practici de a încetini produsele doar pentru a mă forța să mă duc în magazin să cumpăr ultima dudă, ultima șmecherie, mai scumpă, mai performantă, mai nu știu ce, care ulterior și ea, în baza unor astfel de practici, va fi probabil încetinită și deci implicit se reia ciclul. Din păcate, rușine producătorilor care se ocupă cu astfel de lucruri. Eu unul sunt dezamăgit de experiența pe care o am cu Galaxy X Cover 4 din motivele enunțate anterior. Și cam atât în clipul ăsta. Mulțumesc de vizualizare. Ne vedem data viitoare. Toate cele bune!